Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din bătălia carierelor cu Teo. De data asta facem o super bătălie cu Inter Milano. Am făcut pe canalul lui Teo o bătălie cu AC Milan. Cum a fost, Teo, bătălia? Mamă, ce bătălie! Aici e mai ușor pentru că acolo echipa nu are chiar ratinguri bune. Aici avem Lukaku, Skriniar, De Vrij, toți băieții, echipă tare de tot la Inter. E ce trebuie echipa asta, avem foarte, foarte mulți jucători buni, avem și un buget de 130 de milioane, trebuie să facem niște transferuri super, super blană. Băgați acolo un like, să strângem, nu știu, peste 3000 de like-uri, să mai băgăm așa o bătălie, o dată pe săptămână, noi încercăm, chiar încercăm, dar acum știți cum e vara când toată lumea mai pleacă una alta. Dar ne dăm silința. Bun. Și aveți pe la Inter că Politano e împrumutat, Lazaro e împrumutat, Nainggolan, João Mário. Pa, nu mai cu ăștia am împrumutat și face echipă rupere. E tare rău și Lazaro, super jucător. Uite, l-avem și pe Radu. Vezi că l-avem și pe Radu pe bancă. Da. Bun. La AC Milan l-am avut pe Tătărușanu, aici l-avem pe Radu. Deci nu scăpăm de români. Păi, am un jucător atât de special, atât de interesant, abia aștept să-l văd la lucru. Sper să rămân acum. Ok. Vom vedea. Fii atent. Eu am ghicit prima dată la tine, începe tu de data asta. Ce jucător, ce ligă crezi că are jucătorul pe care l-am adus? Premier League. Doamne, mi era așa frică. Să știi că am vrut să iau din Premier League, am vrut să-l iau pe KDB. Dar mă gândeam că Ai dat lovitura. Știi ce am luat, nu? Haide, zi. Neymar Sito. Eram sigur, mă, eram 100%, mă. Am riscat, dar uite că am luat. Bă, aveai nevoie acolo pe bandă, frumos. În atac n-aveai ce să aduci, că e bun. Martinez și Lukaku își fac treaba acolo. Da, Neymarito, poate juca acolo pe stânga, în mijloc, oriunde. Băi, e Neymar. E Neymar. Hai să te văd, dacă mi-l ghicești, că mai faci tu din asta. Eu nu pot la tine, uite. Ok, fii atent. Tu ce ai zis că am luat? Din ce ligă din ce ligă ai zis tu că am luat? Din Premier League, Premier nu? League. Am zis și eu același lucru. Ce ai zis? Premier League. Hai, mă. Nu cred. Băi, voiam să le iau pe Neymar și am zis, lasă-mă. Și să abia aștept să-l văd pe băiatul ăsta aici. KDB, nu? Hang Min Son. Oh, Son. Bă, ce interesant ar fi fost. Ok, ok. Prima dată când e Son transferat la bătălie și mi-l iei. Wow, nu mă așteptam. Am zis că mă gândeam la KDB, că te duci pe KDB sau nu știu, ceva acolo pe stânga, o Mane. L-am pierdut, fraților, și pe asta. Nu se poate. Doamne. E mentalist sinner, deci el are ceva. Păi, joc cu minții. Deci e joc cu minții aici. Bă, și trebuie să-i dai discard. Trebuie să-i dai release. Asta e, gata, a plecat. Mamă, și noi rămânem. Noi rămânem cu cum era să avem amândoi Neymar? Tu îți dai seama ce echipă aveam amândoi? Dar am gândit la Neymar primul și am zis, hai, las, că e prea. Ok. Ok, eu am rămas cu Neymar. Și tu ai fost acolo. Lăsați un like acolo dacă vă place ce se întâmplă aici, pentru că e super, super șmecherie. Tensiune, mamă, e șmecherie. Și acum urmează naționalele cu care vom face transferurile. Aici o să fie interesant de asemenea. Fii atent, Teo. Eu pentru tine am ales în felul următor. El Spania. Am Spania. Ok. Ok, și am luat din America de Sud, Brazilia. Bun, am luat doar din Europa. Ok. Deci ai Spania, Franța. Bun. Italia, ok. Italia, el calcio. Și mai am una de medai tu. Și mai e una. Ok, stai să mă gândesc la o națională. Chile. Îl aduci pe Sanchez, pe Vidal, care sunt deja. Păi știi? E la mine, da. Nu apoi mai ai ce să aduci. Da. La tine am zis două țări din Europa. Ok. Avem Franța. Nu. Și Anglia. Nu. Niciuna. Bă, nimic nu ghicesc. Zero. Deci a început să învețe, m-a învățat și știe tot ce se ia. Deja e joc cu minții aici, înțelegi? Gen, nu mai ține. Prea mulți ani în spate, prea mulți ani. Din 2018, Teo, gândește-te, din 2018 facem asta. Dar o joc eu greșit cu jucătorul pe care îl aduc primul, deci acolo trebuie să mă mai gândesc mai bine. Ok. Mai lucrez. Fii atent. Următoarea bătălie. Am așa, Italia.
Că suntem în Italia, trebuie să mai aducem Italia. Da, așa. Italia, Olanda și Portugal. Leo Portugal, Nun Mendes. Nun Mendes. Palinia? Palinia, exact. Cancel. Exact. Pep. Pep. Deci, tu ai două naționale foarte bune. Franța, da. Poți să aduci foarte mulți francezi acolo. Și eu am rămas cu toate naționalele. Ne gândim puțin și revenim cu 10 minute de transferuri. Deci avem 10 minute, facem transferuri. Ești pregătit, domnul Teo? Un lucru zic, la Promising aici, la transferuri, apare Radu Drăgușin, omul nostru român de la Juve. Da, sunt pregătit. Ești pregătit? Sunt gata. Start! Start! Haide! Haide să vedem ce se întâmplă aici. O să fie interesant. Pentru că avem buget destul de bun. Eu zic că e un buget bun. Și ar trebui să aducem câțiva jucători. Și acum dacă o să ghicim, o să fie destul de nașpa. E destul de nașpa. Vom vedea acum cum merge. Bun. Acum sunt curios ce Ateo. Sunt curios. Are multe opțiuni cu Franța. Am niște variante interesante. Adică mă aștept așa la niște surprize, știi? Sunt câțiva jucători care pot să surprindă. Ok. Îmi pun și aici jucătorii. Hai băieți, hai de... Ho. O să fie interesant, atâta pot să zic. Adică presimt așa că o să fie ceva pe final foarte tare. Ok, repede. Hai că da, trebuie să ne grăbim. Trebuie să ne grăbim puțin. Ia să vedem, venim cu tancul, cu cash-ul. Venim cu cash-ul. Hai, uite și Vidal. Pa, ce echipă. Da, e și Vidal acolo, e și Vidal. Oh, nu. Cât vrea, mă? Păi tot clubul meu, ești nebun? Păi el... Îi dau tot clubul, atât. Wow. Mamă, ce fac eu aici, nu știu. N-am nicio șansă. Deci n-am nicio șansă. Am zis și eu că fac o schemă, fac ceva așa neașteptat. N-am ce să fac. Ne riscăm puțin, hai. Ne riscăm. Băieți, băgați acolo un like, neapărat. Neapărat dacă vă plac bătăliile astea. Probleme aici la mine. Sunt probleme? Probleme. Ce fac? Asta e întrebare. Sunt total nehotărât. E rău, nu e rău, ok. Deci ești nehotărât. Amă că găsești un italian acolo să aduci. Eu zic că găsești. Hai, facem primul transfer. Faci primul transfer? Primul transfer. Mamă, pe ce dau eu pe aici? Oh, cât? A scos teancul de bani. Prea scump. Hai, te rog. No, vrea prea mult. Bun, hai că ne-am înțeles cât de cât. Deși, mulți. Mulți, așa e, mulți bani. Haide, mă. Da, mă, da. Aia zic. Ok. Ia, mă, să vedem. Fii atent că am vorbit cu doi. Deci m-am înțeles. Mai rămâne doar să vorbesc la contract. Da. Și acum vorbesc și cu al treilea. Să vedem. Vrea sau nu vrea să vină? Eu am adus un jucător. Sper că va face treabă. Ok. Și am discutat și cu al treilea. Bă, vezi că mă mișchi Speedy Gonzalez. Mamă. Deci eu acum, tu îți dai seama că... Dar nu știu ce e astăzi. Astăzi suntem foarte în formă. Da, suntem în formă. Și Vali Vigelie este gata să aducă 3 super transferuri. Deci se anunță o super tornadă aici la club. Wow.
Deci, vezi că eu am acceptat deja 2. Și cred că fac record, fac record la cel mai rapid de transferuri. Gata. Da, nu știu, mă iei de data asta, la mine e mai mare problema. Bine, tu l-ai și pe Neymar, adică... Da, dar uite-te, da, nu pot să zic, era să zic ceva din bătălie, dar de obicei nu prea contează atât de mult. Ha mă, ia, am bani și de asta? Gata, am terminat. 5 minute jumate. Bă, dar tu ești gata, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Și am rămas, fii atent, am rămas cu aproape... Nu zic. Wow. Nu zic, că dacă zic îți dau așa din casă. Îți dau din casă, dar totuși... e bine. Suntem bine, da, îmi place ce se întâmplă aici. Acum o să te aștept și pe tine, să sperăm că Teo o să se încadreze. Ai, mă. Firar ei să fie, bă. Nu vor? Bă, sunt foarte ciudați toți ăștia. Mamă, ce transfer. Alderweireld, 40 de milioane de euro. L-a luat cineva. Mamă, ce prețuri. Bă, ce echipă, deci... Mamă, Chelsea l-a luat pe Corona Mexicano. Opa! Bine că... Ce făcea Abramovici acolo? Bă, a scos teancul de bani. A scos teancul de bani. Deci tu îți dai seama că eu mai fac încă o echipă cu banca de rezerve. Deci eu, pe bune, mai fac o echipă cu banca de rezerve. Wow. Ce fac aici? Ia uite și pe Nainggolan, care tot ai zis tu că e împrumutat. Politano, wow. Wow. Da, am timp, de fapt degeaba mă grăbesc. Nu. Terminat, gata. Da, mai 4 minute aproape. Deci chiar stai bine. Ia uite, mă salută Handanović. O să facem treabă, bă, băiatule. Mă, poate am... Vine să dau așa din casă niște chestii, dar dacă ți le zic, poate te prinzi. Nu, mai lasă că... Le zic la final, le zic la final, le zic la final. Tu cum stai? Ai adus ceva? Wow, ce? Dar nu pot. Mamă, i-am adus un jucător și încerc să mai aduc acum. O să fie pe final, așa, la limită. La Liverpool pe Aubameyang. Wow, Bobby. Ce a făcut Bobby? Da. L-au lăsat pe bancă. Haide. Încercăm să ne mișcăm. Mamă, să nu aduci tu 3 jucători? Nu cred că te încadrezi pentru 3. Mai ai 2 minute, 45. Am timp. Ok. Nu mă grăbesc. Am stat, am căutat, am analizat. Și ai găsit ce trebuie. Acum. Ok. Haide, advance-urile. 2 minute jumate. Chiar că o să fie la limită, Doamne. Gata, hai repede. S-ar putea să fie la limită. Acum rămâne de văzut. Bun. Eu mă rezum la 3 transferuri, nu facem mai multe, că așa am hotărât. 2 minute. Da, trebuie să facă și Teo. Eu mai și negociez cu ei, că îmi place așa să mă duc, să dau sumele. Mă, la contract nu prea are rost. Să știi că la contract nu prea are rost, doar să te uiți să fie ok suma de o dai la delegate, știi? Haide, mă. Adică salvezi niște timp pentru contracte, știi? Să nu mai stai tu să vorbești. Bă, dar nu vreau asta să lase din preț, este incredibil. Doamne ferește. Bă, n-ai mai avut femeia, cred că de-aia. Hai, fie. Îl iau. Dar o să mă chinui la ultimul. Mamă, nu știu ce să fac acolo. Hai, că trebuie să scoți ceva. Haide. Nu te încadrezi în buget sau de ce? Sau în timp? Mai un minut? Timpul. Un minut, da, jumate. Bine, noi ne-am și negociat aici, ne-am... Lupta. Un minut jumate. Haide. Gata. Și cu al treilea? Am 2 și mai încerc unul acum, repede. Un minut și 15 secunde. Mamă, reușește oare Teo? Ar fi superb. Hai să vedem. Wow, ce-i cu asta? Nu, mă complici. Nu vreau să dau jucător. Opa. Haide, un minut. Fix un minut mai ai, Teo. Haide. Hai, poate te încadrezi. Eu zic că te încadrezi. Aoleu! Vrea prea mult?
vrea să... Haide, fie, accept. Când negociez cu jucătorul. Dacă mi ghicești, iarăși sunt în situație din asta. E situație urâtă. Situație urâtă, da. După aia trebuie să vând, o să fie nașpa. Rămâne de văzut, să vedem. Dar fii atent că am văzut la limită acum, negociez cu jucătorul. Dacă reușesc să... Na. 15 secunde, Teo. Așa. Ar trebui să... 10. Hai, 5, 4, gata. 3, gata, gata. Acum am dat acceptul. Bravo, mamă, ce la limită. Ce la limită. Wow. Incredibil. Ce la limită, ai terminat efectiv cu 2 secunde înainte sau 3 secunde. 3 transferuri la limită, așa se face. Nu cred că am mai pățit chestia asta până acum. Mamă, am dat acceptul în ultima secundă, fabulos. Wow. Cu deala, el a încercat să mă complice, că voiam nu știu ce jucător. Trebuie să dau remove. Bă, felicitări că te-ai încadrat acolo. Deci da, bravo că te-ai încadrat. Avem amândoi câte 3. Avem amândoi câte 3. O să ne gândim acum, facem joc cu mințiară, să vedem ce a adus oponentul. Acum vine partea interesantă. Bun, am scris 2 jucători. Dacă mă prinzi aici, mai spart. Deci dacă te-am prins. Bă, să știi că eu sunt destul de sigur. Dar nu zic eu primul. Haide tu. Haide tu, zi tu primul. Da. Băi, nu o să avem menajament aici. Ia-o încet. Avem Giorgio Chiellini. L-am luat, ok. Da, mă, în sfârșit numeresc un. Da, bă, băieți. Da, să știi, ok. Ieftin, bun. Ce să mai vrei? Era perfect. Bun, perfect. Și am mai ales un mijlocaș. Ce naționalitate? Gini Wijnaldum. La ghici, bă! Și pe ăsta? Da! Mamă, ăsta e, mă, vedeți? Nu cred. La urmă, l-am citit, știam. Mă, și-am crezut că te duci pe Verratti. Chiar am crezut că te... Fiate-mi că ia pe Gini, că și s-a dus la PSG și cu de-alea. Cu bă, deci mi-a ghicit doi. Mi-a ghicit și unul doi. Care e? Fii atent. L-am luat pe Chiellini la derută. Că știam că o să... Adică... Știa, fii atent, ascultă-mă. Dacă ziceam că am luat doi jucători, te gândeai că am luat unul mai scump, știi? Și l-am luat pe Chiellini pentru număr. Nu l-am luat neapărat să joace. Și l-am luat pe Ruben Dias. Mamă, cum am luat pe ăla? Cred că e scump de rupe. L-am luat, l-am dat pe Bastoni și 60 de milioane. L-am luat. Wow. Chiellini a fost ieftin. Scump așa. Chiellini a fost ieftin, dar nu mă așteptam să-l ghicești pe Wijnaldum. Da. Din eu păcate, nu cred că o să iei un fundaș atât de scump ca Dias, adică totuși. Păi aia a fost schema. Și am rămas cu 50 de milioane după ce am dat release. Mamă, și bani. Da, bine, da. Adică am rămas cu Dias și cu Neymar. Mai sunt mulțumit. Sunt mulțumit. Bun. Pentru tine sunt destul de sigur, adică gen am așa o vagă impresie că i-ai luat chiar efectiv pe amândoi. Deci, tu ai nevoie de un winger pe stânga și un fundaș central. Ai luat un winger pe stânga și un fundaș central. Ok, am zis că wingerul e italian și fundașul este francez. Fundașul e francez. Ok. Da, bine, asta nu spune nimic la ce echipă au francezii. Ok. Bine, na, acum antrenorul Franței nu poate să ia un fundaș mai în formă și ai văzut că l-a luat pe la anglez, l-a schimbat la pauză. Am înțeles, da, bun. Mă rog, dar au bomba acolo, e rupere. Wingerul m-a dus... pe Lorenzo Insigne. Bun, ce bine, am vrut să-l iau. Okay. Dar știi că e netransferabil, auzi. Cum vine asta? Ca Gigi. Ok, Gigi. Și pe ce ai mers? Thomas Lemar. Nu mă așteptam la Lemar. Atleti. Uh-huh. Atleti, mă rog, fac treabă. Toți ia de la Atleti, vin pregătiți. Corect, bun. Și fundașul central are și o melodie. Apare într-o melodie chiar. Zeu Kimpembe. Era felistă maestro Kimpembe, dar am zis că rup gura târgului, te așa? Surprind. Așa? Și l-am luat pe Rafael Varane. Cum ai avut bani? Și am mai luat încă un jucător. Așa? Pe cine? N'Golo Kanté, bă, am dat lovitura, bă, fraților. Nu vreau să totală. Cred. Cum rupere. Ai avut bani? L-am vândut pe Brozo la Real, l-am vândut pe, mai era un băiat,
Ia stai că să caut, să văd pe cine am îndut, că am îndut o grămadă. Nu mă așteptam în golo. Wow, Rafael Varane și le marfaj național a Franței. Da, l-am mai văzut pe Bastoni, cred. Da, 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 da. Și vreau să luăm și pe Eriksen, dar m-a venit Bayern, a zis că dă, am vrut și eu, 60 de milioane, n-au vrut să dea. Mamă, l-am dat la schimb pe Wijnaldum cu Eriksen și a mai dat 20 de milioane, n-a fost foarte scump, dar nu mă așteptam. L-am pierdut și pe Eriksen. Da, l-am pierdut și pe Eriksen, știi? Că am dat niște lovituri, ia vezi că e cam echilibru aici. Dacă Neymar nu rupe. Bă, nu mă așteptam. Nu mă așteptam, deci am avut... A avut Teo niște transferuri numai, deci nici dacă voiam să le fac, nu le făceam. Wow, felicitări Teo. Băi, bravo, l-ai și tu pe Neymar, ai Diaz, stai foarte bine. Da, acum să vedem cum o să joace Neymar, ține de el până la urmă, că poate el e foarte bun. Da, dacă se rupe Neymar, o să fie nașpa. Acum tu ai jucători medii, adică nu ai... Nu e cel mai bun, N'Golo Kanté, da, clar e cel mai bun. Și Rafael Varane e acolo forță, dar Lemar e așa între, nu e cel mai bun, dar nu e nici cel mai prost. Ajută avem echipa. Hakimi, Lukaku, Eriksen. Eu zic că ai adus niște îmbunătățiri. Ai adus foarte, foarte multe îmbunătățiri, chiar dacă ai rămas fără cum îl cheamă? Fără Son. Cum era echipa cu Son? Era și Son. Wow, Son, Kanté, Varane și mai puteam să mai au ceva, că pe cum era echipa? Bun, vom simula acum până în iunie să vedem cum se descurcă echipa cu transferurile făcute și revenim să vedem care a făcut cele mai bune transferuri. Iar finala cupei cu AC Milan. Hai, și am pierdut finala tot cu AC Milan, nu-mi vine să cred. Hai, bate Milanul. Hai, bați Milanul. Inter. Ai câștigat? Cât, cu cât, cu cât, cu cât? 3-2. Mamă, am pierdut 2-1. Băi, ne-a putut AC Milan, deci amândoi. Wow. Suntem slab, mă. Nu. Wow. Tu stai bine, nu? Let's go, boys. Oh my god. Bă. Ce s-a întâmplat aici, că nu înțeleg. Cine eram talent, zic. Ai talent? Deci astăzi ai fost pe val cu transferurile, mai ales. Pe val, deci. Nu pot să cred eu. Nu, eu sunt șocat. Eu sunt șocat. Kanté a jucat toate meciurile, normal. Varane 50. Lautaro 31 de goluri în acest sezon. 31 de goluri. Wow. Da, mare golgetter. Super. Nu știu ce s-a întâmplat, băieți. Chiar nu îmi dau seama. Să fie mijlocul de vină. Vidal a jucat 35 și a scăzut 3. Europa League luată de Leverkusen. Ok. Champions League câștigată de Barcelona în finală cu Chelsea. Scor 4-3. Cred că ar fi cea mai tare finală din istoria La mine, fii atent, City cu Sevilla în Champions League și câștigă City. Sevilla în finală, wow, ce moment. Wow, și Sevilla m-a eliminat. Și am terminat pe primul loc în grupă. Grupa cu Real. Wow. Și AC Milan câștigă Europa League. Wow. Milan. Wow, 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 wow. Da, mă. Băi, ce Pele chestie. De la Parma a dat 16 goluri, cât a dat și Zlatan. Peste Qualiarella, ce jucători au ăștia în seria. Tare rău. Mă, la mine e nașpa, sincer. Defilat, am sens că am defilat. Ai terminat clar pe primul loc. I-am drupt pe toți, deci suntem la alt nivel. Eu am terminat pe locul 3, deci e dezamăgitor, nu știu ce s-a întâmplat, a dat goluri Neymar, a dat destul de multe goluri și Martinez cu Lukaku, dar cred că n-a mers acolo în mijloc. Odată ce mi-a luat pe Wijnaldum, cred că s-a rupt, Vidal n-a mai putut să țină față, știi, singur. Mă rog, Barella a crescut destul de mult, Brozovic era și la acolo, dar cred că s-a simțit acolo minus în mijloc. Și ce să ai un Kanté? Ce, da, nu, nici nu m-am gândit la Kanté. Eu am terminat pe 3 cu 80 de puncte. Am terminat pe primul loc. Așa. La numai puțin de 18 puncte peste AC Milan. Wow. La 17 puncte peste Juventus. Wow. Am 94 de puncte. Are 14 puncte peste mine. Wow. Wow.
Băi, ți-am zis, efectiv, nu contează. Băi, cred că ai noroc dacă îți dai discard la primul jucător. Efectiv, jocul zice, ia uite mă, a rămas ăsta fără jucător, ia să-i dăm acolo. Ia să-i dăm acolo noroc. Ce se întâmplă cu băieții care își iau discard? Adică Son unde? Ia să-l caut pe Son. Nu, cred că rămâne la free agent. Son. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, deci vreau free să... agent. Ah, wow. Free agent cu valoare de 104 milioane de euro. Nu-l vrea nimeni. Looking for a new club, el nu mai joacă. Doamne, nu știu ce s-a întâmplat. Adică gen, la mine s-au dat goluri, gen locul 3-4-5 în seria A sunt ocupate de ai mei, de Lukaku, Martinez și Neymar, dar nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Am pierdut doar două meciuri în acest sezon. A rupt, Teo. Am gol averaj plus 62. Wow. Băi, am rupt în două pe ăștia. A rupt, Teo, n-am ce să zic. Deci au fost niște bătălii. Wow. Wow. Bun, da. Merge și la Teo în descriere să vedeți bătălia cu AC Milan. Băgați acolo un like, să strângem foarte, foarte multe like-uri. Mulțumesc frumos, Teo. Te felicit mulțumesc pentru aceste bătălii. Bine, ai fost tank. Am fost tank, dar uite că n-au fost ce trebuie transferurile mele. Ceva și-a data viitoare. O să vedem. Cine mai vreți bătălii în comentarii. Exact, scrieți acolo în comentarii cu cine să mai facem. Eu am fost Tiner și m-am salutat. Pa, pa.